Dacă bei cafea în fiecare dimineață, cu siguranță te-ai întrebat măcar o singură dată ce ai putea face cu zațul de cafea. În mod obișnuit, îl arunci, dar sunt sigură că după ce urmărești acest video, te vei gândi. Zațul de cafea conține azot, calciu, potasiu, fier, crom, fosfor și magneziu, substanțe care ajută plantele să crească bine. Cea mai cunoscută utilizare a zațului de cafea este ca fertilizant și este foarte ușor de folosit, putând fi pus direct în pământ la baza plantelor. Deși zatul de cafea este o sursă ideală de azot, efectele sale nu se văd imediat ci doar după o anumită perioadă în care zațul este descompus în mod natural. În cantități mai mari, zațul de cafea poate fi adăugat în compost. Ca și în cazul fertilizării, vorbim de o sursă de azot care va completa amestecul lăsat la compostat. Pe lângă faptul că hrănește plantele, acesta va ține dăunătorii departe, mai exact furnicile și melcii. Aceștia nu se înțeleg deloc cu zațul de cafea și evită pământul unde zațul este presărat. Dacă nu ești iubitor de pisici și te evită pisicile vecinilor, care de obicei își fac nevoile între plantele din grădină sau iubesc doar să se tărănească, presară zaț de cafea și acestea vor fi alungate de miros. Pentru un miros mai puternic, zatul de cafea poate fi amestecat cu coajă rasă de portocală.